Bună dimineața! În acest clip am pregătit merluciu cu garnitură de cartofi la cuptor. Pentru această rețetă avem nevoie de 3 cartofi mai mari, 3 bucăți de merluciu, condimente după gust, sare, piper, boia de ardei dulce, ulei de măsline, usturoi granulat, rozmarin, busuioc, alte condimente care vă mai plac dumneavoastră, o tavă pentru cuptor cu hârtie de copt, mai întâi încingem cuptorul la foc mare, apoi pregătim tava de cuptor cu hârtie de copt. Am spălat foarte bine cartofii cu partea cealaltă de la burete, nu e încurățat de coajă pentru că sunt foarte buni. I-am tăiat tip wedges, apoi am condimentat după gust, mai întâi am pus ulei de măsline, boia de ardei dulce, sare și piper după gust, apoi usturoi granulat, cimbru uscat, rozmarin, busuioc, puteți mai adăuga și boia de ardei afumată, curry sau alte condimente care vă mai plac dumneavoastră. Apoi am amestecat totul foarte bine și am așezat pe jumătate din tavă. Cam așa am așezat eu. Bucățile sunt mai groase pentru a nu se arde la cuptor. Apoi am pregătit peștele, am pus peștele pe tavă și l-am condimentat tot așa după gust, cu ulei de măsline, sare, piper, boia de ardei dulce, usturoi granulat, busuioc uscat, cimbru și alte condimente care vă mai plac dumneavoastră. I-am condimentat și pe o parte și pe cealaltă. Cam așa arăta tava. În jumătate de tavă am pus cartofii și în cealaltă jumătate peștele și am dat la cuptor. Aici am pregătit salată de varză. Am tăiat varza și am pus sare și am lăsat-o așa vreun sfert de oră. Apoi am condimentat cu sare, piper, am mai pus boia de ardei dulce, ulei de măsline și oțet balsamic și am lăsat-o la frigider. M-am ocupat și de usturoi, am zdrobit câțiva căței de usturoi, am pus ulei, sare, piper și apă și am dat la frigider. Între timp mi-am mai făcut câte ceva de lucru. Cam o jumătate de oră a durat peștele la cuptor. După ce l-am scos, l-am servit cu mare poftă. Să încercați și dumneavoastră această combinație. Vă aștept și cu alte rețete.